că atunci când aștepți musafiri, masa trebuie deja pregătită. Ei bine, de această dată, Armin și Claudia, împreună cu Radu și cu mine, vom pregăti masa. Mona, trebuie să mă înveți și pe mine neapărat să fac, cum se numesc astea, cornulețe cu nucă sau... Armine! Armine, lasă copiii în pace, te rog frumos și vin aici. Aoleo! Radu, te rog frumos, du-te acolo și ia-l, că nu-l mai... Da, vezi că... Armin are și el tot 4 ani, nu e mai de... Nu mai știu pe bune cu ei ce să... Uite și tu ce faci cu copii. Armin! Vin odată aici! Uite și tu ce ai făcut! Bine ați venit, dragii mei, în noua noastră casă. De când vă așteptăm? Ce drept, avem mai multe de făcut la căsuță, dar le luăm așa treptat. Până atunci, haideți să facem ceva frumos împreună. De exemplu, să pregătim ceva de pus pe masă. Am început să plângă, că ne-am jucat un pic cu dragul. Dacă-i trece, Armine, îi e ca tată, tu știi? A, păi e... competitiv și... Hai, domnul Radu! Doamne, dați mie să fac cornulețe? Vin și mie, nu, din ia, ce... Ia-te și pune-le aici, știi? Vin și mie, din ce se face aluatul ăsta? Este o rețetă foarte veche, Claudia, de la domnia, de la bunicuța mea. Da. Mona, deci ce fac ceva? Da, uite, întinde-mi asta, hai să văd dacă te pricepi. Da, spate pe mâini. Hai că mai continuie să nu pierdem vremea, știi? Am pregătit aluatul dinainte. Nu de alta, dar durează foarte mult până rămânți, până alegi ingredientele și măsori. Așa că eu cu Claudia vom monta pe tavă cum trebuie să arate cornulețele atunci când le vom mânca. Cornulețele sunt atât de simple ca și compoziție. 3-4 ingrediente ai nevoie și ies atât de bune. Pe vremuri nu erau atâția, știi? Făceau din mai puțin. Radu! Vreau să le văd și eu pe fete la bucătărie. Chiar sunt curios să văd ce o să gătească ele acolo. Eu de la o vreme, Mona, unghiile le fac foarte scurt, eu nu știu cum. Foarte bine. Și le mai dai o dată peste cap și bang, faci forma asta așa de... Da, pe hai! Și le dai o formă frumoasă ca să arate și estetic, adică nu mă gândesc. Nu așa, mă, tată! Să nu dau din casă rețeta? Hai, Armin, că trebuie să te iei pe tot. Hai, nu pot să cred că mă bazi la pește. Armin, unde fugi? Tu rămâi aici și Claudia rămâne la pește. Aha. Acolo, cu pește. Am o surpriză pentru ei. Un pește. Un pește mare, un crab. Știi că la pescar cum arată ochii. Prins de mine din Dunăre. Un foc de el să-l dai în seara asta cu Armin. Trebuie să fie. Nu, că mă vine. Pune pâine să nu trepească pentru că el este foarte fragil. Vezi că vine! Vezi că vine! Și trebuie în timp. Cât mai mult. Dacă rămâne aluat. Mamă, dar chiar te sperii de el. Dar când l-ai prins, nu ai avut un pic dificultate în a-l prinde. Și ce mănâncă peștele de Dunăre? Mamă! Dar ce mănâncă? Ce mănâncă peștele astea? L-ai cupat? Nu l-ai prins. Hai, pe masa de operație, vă rog frumos. Aoleu! Îți dai seama. Vom mânca... Copilașii mai încet, vă rog frumos! Stai că s-a văzut cu Armin. Am văzut? Am știut cum nu plânge până la urmă. Stai, mamă, ce, n-am văzut? Am avut experiență la pale cu pește. Zi-mă, ce? Și încă o dată. A, și încă o dată. A, și încă o dată. Da, am înțeles. O dată și încă o dată. Am înțeles. Așa și facem... Am înțeles. Gata. Cornulețe. Am înțeles. Și la pârpui aici. Așa, bravo. Am înțeles. Băi, Armine, să știi că am învățat Claudia să facă cornulețele astea, acum e numai ok, acasă. Cum am învățat pe Claudia să te le facă, ce să mă, că să mai fac și eu la bărbat, nu mai am rând, că toată lumea vrea, cere și bărbatul mai vede poze. Radu, săracul de mine, n-am mai mâncat, n-am mai pus gura pe un combin ăsta de pește. Am avut experiență nasoale cu pești, nu? Claudia chiar se pricepe. I-am arătat o dată de două ori, mi-a umplut tava nota 10. Băieți, în schimb, mă rog, nici dacă ar fi fost rechin, Armine, ce naiba. Doar capul ați reușit să-l tăiați la peștele ăla. Așa, va veni el? Nu, pe bune, deci o să ne prindă Crăciunul până terminați voi de tăiat peștele ăla. Eu cu Claudia am făcut deja o tavă de cornulețe.
Da. Nu mă interesează. Ceva de bun, avem timp. Bine că vreau să începem, nu? Bine că nu fost... Bine că nu a fost viu peștele ăsta, că nu știu ce ne făceam. Așa de pâine. Vă descurcați, vă interesează, este teritoriul vostru. Chiar că știe, chiar că știe. Asta e cine de coadă, hai. Eu-ți pregătesc. Bravo, Claudia! Pe bun, mă uimești! Păi cum, Ana, eu imediat... Serios, deci chiar nu vine să treci, repede prins. Chiar nu de mult am avut o discuție cu Claudia și mi-a spus, Mona Lisa, cum pregătești cozonacii, conulețele, prăjiturile pe care tu le faci? Și am spus, Claudia, draga mea, nu, te aștept la mine și îți voi arăta. Chiar mă bucur că ai venit. Ei, uite, acum vezi cum se face, dragă. Asta e, Claudia, uite, de făcând tot mai multe, deja, uite, așa trebuie să arate. Așa, așa? Da, eu zic să mai pui compoziție. Mai bun? Ne pun un picut. Așa, și ăsta îl duci aproape până în capăt. Ia cu făină să nu se lipească. Bravo, Claudia! Vezi? Ne. Și încă o dată, și încă o dată. Hai, corect, da. Și facem forma de corule și scoatem aici amuțul, de jur așa. Asta este superbă. Da? Felicitări! Ai văzut? Felicitări! Să știi că eu nu arăt rețeta și nu am spus nimănui. Sau la persoane filmate foarte apropiate și foarte... Bine, știi cum îl dai? Nu mă interesează, nu mai stigam, pe bune fac alergie când se ciupire. De prima oară, ok, l-ai prins, învață să-l și tai, că acum n-am de unde să scot pe tocul meu, de unde să-l aduc? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, Dragoș, mama? Ați făcut ora 2 de box? Vrea să se joace cu Armin. A vrea să se joace cu Armin? Da. Vezi? Ha, lasă-mi stai peștele. Și după aceea, eu mă bucur cu Armin, mă lasă. Perfect. Dar după ce... Mai. Nici prea multă făină să nu fie cu Armin. Mai bun, stai. Hai, afară. De ce nu vii afară? De ce? Care zice așa, dă-i în lătul. N-am lasă-mi stai așa. Bravo! Dar după aia, că nu pot. Au, ce-am făcut aici? Am făcut temarul, am făcut asta să le pun la... Claudia, nota 10. Mona Lisa, nota 10. Eu. Nota 10. Hai, Armin, vine un coaș să-ți crezi și ție nota. Vino aici lângă, băia tu. Hai să facem pace. Facem pace, hai. Eu am vrut să fac brânzoi. Hai, mă rog. Da, e ca și luptătorii ei. M-a rugat Armin să... Facem poate că luptătorii ei. Da, astea sunt preferatele lui. Preferatele lui sunt astea. Și am zis că dacă tot ați venit la noi, spre bucuria noastră, că de când ne-am cumpărat casa, n-ar fi să putem să trecem pe lume. Asta e bun oricum. Mai contează, mai trage o dată așa, puțitul. Nici nu vreți să... Vezi că de Crăciun trebuie să te pregătești, să-ți faci timp. Păi nu știu ce facem de Crăciun, sincer, Claudia, că avem atâtea evenimente și noi și voi. Dar... S-a lovit? Hai, ne mai întâlnim noi și a doua zi, ce treia zi. Cine e copilul meu bun? Ele, e bine să ne mănânci. Uite, aici e peștele. Acolo a fost peștele. Vai, deci nu pot să cred. Numai capul ai tăiat din peștele ăla. Capul de la pește. Da, serios. Ona. Da. Mulți ani. Da. Nu bem nimica? Oh, mai că după dacă mai bem, nu mai terminăm. Ce faine să ai pe cineva care să-ți facă treaba. Ce-și putem să mai fac eu? N-ai mai luat mult. Nu, că l-am uitat acolo, l-am plătit și... N-am de cred. Lasă că mai avem ocazia să mergem la cramă acolo, mi-a plăcut foarte mult. Armin nu se pricepe, se vede că nu se pricepe la tăia pește, la asta, dar apreciez intenția. Ia, trebuie să mă ajute și să facem. Să-l tranșăm amândoi. Titi, eu ți-am spus că altă ca mine nu mai găsesc. Titi, e hardică. Măcar recunoaște și în fața lumii. Recunoaște, spune. Așa este, tu ești cea mai bună femeie din lume și alta ca tine nu mai găsesc niciodată. Dar de ce nu spui, bă? Hai, aici. Cum să zică? Dacă nu gândești așa ceva. Titi, ești cea mai bună, Titi, și pe tine te iubesc cel mai mult. Să-i iubesc cel mai mult. Și știi că fără tine nu poți. Mă iubesc! Da, buzim. Dacă te-ai cu minte. Nu știu ce este. Dacă mai e cumva, mai făcut ceva. Dacă nu e ok, scoate-l afară. Ăsta va trebui să-l ducem de aici. Mamă, ce e aici? Bun, dar nu ajung, iubire. Să zi, Mona, cu ce se ajut viața? Nu ajung! Dar ce, vrei de acolo? Ia și tu un castron. Hai să te ridic. Nu poți, că sunt grea, nu poți.
Am gard? Vezi că ai ajuns. Ești tu așa. Ăsta. Uite că ajuns. Ia să vedem. Care? Ăsta? Mă bucur de alegerea făcută, adică Claudia chiar s-a implicat trup și suflet. În schimb, Radu nu prea are parte de ajutor. Armine, ce faci, mamă? Ajută-l puțin, măcar stai lângă el acolo. Pregătești gaia. Am spus pe cornuletele că îi parcă mai faci meserie și la cornulete. Hai, vino, vrei să te apuci? Hai, vino. Da, hai. Să ia lasă-l mă și pe hai, Armin. Claudia, hai să trecem noi în partea asta la altă, că până taie bărbatul meu peștele. Vă apuc 40 dar de ani. Dar vezi că dacă se lipește așa, mai pui făină, iubitul meu, nu așa. Iei ăsta și-l bagi așa, uite așa. Ce e aia? Uite la aia, mă, la Claudia, că se pricepe, mă. Am făcut împreună acolo. Numai de nevastă mea. Știu că face, că se pricepe, că am făcut de multe ori, dar la Claudia a fost surpriză maximă. Chiar nu se poate, s-a descurcat maxim. Am terminat! Hai să le băgăm la cuptor! Oh, bravo! Ce faci? Ia! Ah! Dar tu prima dată ai făcut acum? Invers. Iubirea s-a mai făcut grijă, înainte? Grijă. Nu, grijă. Prima oară. Cornulete, pește, ce? Așa la câte grade se bagă? La 190 de grade. Și trebuie avut grijă, totuși, că na, să nu le... Peștele? Mai durează? De unde, mamă, acum? Acum avem pește, puiul meu. Ți-am zis, eu știu să-l prind. Totul e, uite, așa de bine. Nu, Armică. Dacă poți să-l prinzi, dai în sus. Vai, unde te-ai dus cu el, suflet? Dar ești drept, mă, mamă. Uite, așa că se duce, așa din poate. Dă-ți arăt, tu așa cu el, uite așa și vezi dacă poți să-l prinzi. Ascultă-mă, Armine, dacă ai agit prea tare, ai grijă, s-ar putea să iei tu bătaie de la ei. Poți să-l... Aruncă! Uite, ce te bagă! Nu poți să-l... Ia, eu o să-l iau pe asta. Vai, șamar! Armine, nu m-a pus stil în vest. Vai, șamar, nu se poate deloc. Tati, nu că... Nu că loc. Ăla sare să... Armine, îți bagi cu copilul. Nu cred. Așa, auzi, ia atent. Ia de așa, tu. Da! Ia du-te la Armine și vezi. Dă să văd eu dacă pot să dau, dă. Dă să văd. Nu o să spa. Dar arunca așa pe dacă pot să-l prins înapoi. Eu, ia atent. Nu, fii atent. Eu am învățat. Hai să te învăț ceva. Hai să te învăț. Vino la mine să te învăț. Hai să te învăț ceva. Uite, dacă vii, îți dau ciocolată multă și mă duc și îți iau mănuș de box. Ia spune-ți ciocolată. Da. Zi, vrei? Să nu-l crezi, mamă, să nu-l crezi. Că da, ciocolata am în mașină. Armine, mamă, dar nu faci și tu copii. Dar nu vin eu la tine să-ți agit, să-ți educ. Așa cum ai făcut tu faimei în seara asta. Doamne, iartă-mă, nu s-a legat nimic. Nici la mine, nici la Radu, nici la tine, nici la Claudia. Mai tare! Ai spart-o! Unde, mamă? Unde ai dat cu el? Hai tare cu el! Hai, mă, Dragoș, mami, ți-am spus că nu fac. Dragoș, tare în sus! Tare în sus! Da, mă scapă de pește. Claudia, hai, mai facem un tarot? Niza. Măi, Armine! Arată-și lui mama ta. Arată-l lui mama ta de ce ești în stare. Armine, când faci copii, ai cuvântul meu că numai din asta să... O să-l încălzi să facă, să spargă ouă, să... Bravo, Dragoș! Serios, ești cel mai tare copil! Serios, dacă... Vine mă și ține de coadă la asta, că nu pot să dai. Ascultă-mă, dacă tu o să faci așa cu copilașul nostru, afară te dau. Dar poți să-l dai de acum, că așa o să fac. Bravo, bate balma, te ferici. Bate balma. Bine, dacă mă tai cu ăsta, că mi-e frică deja. Bravo, bade. Armin, lasă copiii în pace. Ori te joci cu ei, ori lasă-i în pace. Când mi-a agit, nu o să avem liniște cu ei în pace. Să vezi ce pățin cu ei. Armin, cu copiii mici. El nu e bun de să-l pune la treabă. Nu știu. Hai. Am crezut că te păcălește, sincer. Da. Dar că e băiat de cuvânt, ce să fie? Exact, tu îți dau ciocolată. Da, dar poți? Dar să-mi mai arăt că poți. Direi ori întâi, atunci nu mai înțeleg. Vai! Mână de ce? Hai! Dacă are... Auzi! Bate tot de copil. Mă, Dragoș, mama! Hai, Marmine! Bine, mai ai două.
Da, acum, vă rog frumos, Armin, nu te interesează. Adă-mi unul. Bravo. Nu mai am, doar pot. Adă-mi unul. Adă-mi unul. Păi, mă, copii, mă, Armin. Măi, ne vii cu cofragul de ouă, ai zis? Hai, mă, Rares, că tu ești mai mare. Nu te ascunde, nu te ascunde, nu te prinde făină. Acum și prinde magnavaie. Da, bineînțeles. Eu cred că tu te petisești. Rare, știi, ești mai mare, tu nu trebuie să pui. Da, vreau și o ciocolată. Vrei și tu o ciocolată? Ce nu fac cu mine, vrei cu ciocolată? Dai seama. Nu, el te-a întrecut că o spart aici și a avut forță mai mare. Da, bine. Te-ai văzut să aduc ciocolată. Te rog să aduci o tonă de ciocolată. Hai cu mine. Rares. Hai să... Și aia de acolo cine o șterge? Armine? Hai, Rares, să-ți dau ciocolată. Adă-mopul, Armine. Bravo, prietene. Se pare că Armine e cam singurul fudul de pe aici. Armin, mă așteptam să ții, mai, mă ajuți mai mult. Când îți spune ceva, vii și îți spui mie, dacă să văd dacă ai voie sau nu. Nu, dar tu crede că nu mai, așa nu se pune. Ios. Da, ia adu tu unde-i făina aia, că îți arăt unde-i făina. Bă, dar ce-i adu-ți aici? N-ai să fie dacă zice, bă, taie cu făină! Nu, na, aici trebuie ceva mai întâmplă. Lasă-mă, hai. Bine. Da, suflet. Asta ce fac? Nu știu. Dragoș, ce faci? Dragoș, ce faci? Niște cornulețe cu frâine. Mamă, lasă-mă că m-am speriat. Ține-te, nu, ține. Ține să vezi cum mișcă. Nu, că nu-mi place de coadă. Nu-mi place de coadă. Dragii mei, deja miroase în casă a prăjituri, a mămăliguț, a pește, a mușdei de usturoi. O seară... Au, au.